Bună ziua tuturor, sper că se aude. Da, aveți dreptate, practic suntem într-o săptămână complicată, cu multe incertitudini, în mod special ce ține de livrările de gaz, dar pentru Moldova, inclusiv livrările de energie electrică. În primul rând, pentru început vreau să zic că îmi pare rău că nu am ajuns la evenimentul de anul trecut, dar nu am putut să nu fiu astăzi. Și vreau un pic să înțelegem contextul în care se află țara noastră. Noi am ajuns la guvern și eu la minister, având o țară 100% dependentă, aproape 100% dependent energetic de un singur furnizor, Gazprom, care furniza gaz și furniza gaz pentru electricitate, pentru țara noastră. Nu vreau să judic foarte mult ce s-a făcut în ultimii 30 de ani, dar cred că strategic s-a greșit că nu s-a diversificat sursele mulți, mulți ani în urmă. Acum lucrurile nu s-au schimbat radical, pentru că avem o conjunctură de piață foarte nepotrivită pentru a face reforme în domeniul dat. Însă, în același timp, noi am încercat să mișcăm carul din loc și cred că parțial ne-a reușit. Eu am să încerc în această introducere să trec foarte pe scurt pe fiecare din domeniul ce țin de energie. Dacă am început cu gazele, anul trecut, practic în 1 octombrie, a fost prima dată când Moldova a cumpărat, sau compania Energocom de stat a cumpărat gaze de pe o piață internațională. Chiar dacă am plătit un preț mare atunci, dar ce am descoperit atunci, că Energocom, unica companie sau unicul trader care ar putea acționa din partea statului, nu avea nici experiență în a intra pe piață și a cumpăra gaz pe piețele internaționale. Apoi am modificat legea gazelor, am introdus rezerve obligatorii de stat strategice și sper că legea va forța, ca să nu folosesc altfel, implementarea integrală a pachetului 3 și în decurs de un an jumate să avem full unbundling de transport. Dacă nu va reuși Moldova Gaz și acționarul majoritar, atunci va trebui să intervină ANRE, așa ca să avem pachetul 3 implementat pe deplin. Tot anul trecut, la început, a devenit operațional gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Și ce urmează să facem în perioada următoare este să asigurăm că pe piața gazelor, de fapt avem piață și în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc colegilor de la Bursa Română de Mărfuri care au venit și au început să lucreze în acest domeniu și sperăm ca cumva situația de criză în domeniul energetic să se liniștească și să putem avea cât de cât o competiție în acest domeniu. Referitor la energia electrică, știți că am făcut anumite modificări chiar la începutul anului curent, în care practic am obligat statul și companiile să achiziționeze cel puțin din două surse energie electrică. Deci pentru prima dată o astfel de prevedere se regăsește în legislație și credem că asta este important. Din luna mai începem să cumpărăm energie electrică cel puțin din două surse, în afară de ceea ce producem la nivel național, inclusiv 30% de la colegii din Ucraina. Asta a făcut ca și compania de stat Energocom, dar și relațiile moldo-ucrainene pe domeniul dat să se cumva fortifice și acum cred că suntem mai pregătiți pentru a achiziționa energie electrică din Ucraina. Încă nu am reușit să avansăm foarte mult pe acest subiect cu colegii din România, din simplu motiv că prețurile care sunt pe piața românească sunt extrem de mari și incomparabile cu ceea ce avem în Ucraina.
Dar vrem și aici piață. Cu mare greu am impus totuși regulile de piață de la 1 iunie. Din păcate avem încă probleme. Nu totul funcționează cum trebuie, dar eu pornesc de la credința că unele lucruri, probabil nu doar în Moldova, dar statul trebuie să le forțeze. Altfel ele, cumva, așa, scuzați-mă, se murează cu anii. Și noi, regulile pieței pe energie electrică, cred că au fost amânate cu 2 ani. Și probabil dacă se implementau la timpul potrivit, era o situație mult mai benefică pentru piață ca să se dezvolte decât se întâmplă acum. Suntem în discuție cu UPCOM, care vrem să-l aducem în Republica Moldova ca să fie acea platformă de tranzacționare pe piața energiei electrice. Discuții între Mold Electrica și Trans Electrica sunt la un nivel avansat. Ieri am înțeles că s-a primit licență de la ANRE România pentru tranzacții azi. Da, azi tranzacții transfrontaliere. Construim interconectoarele. Linia electrică se construiește. Îmi pare rău că nu este o companie din România, dar a fost o alegere, mai bine mai repede decât altfel. Suntem în, cumva, în studii avansate să vedem dacă facem back-to-back la Vulcănești sau este tehnic mai eficient să construim Suceava Bălți mai repede și se pare că asta este soluția, de fapt, nu back-to-back-ul. Căutăm soluții de generare suplimentară pentru Moldova. La moment, problema cu generare este că nu avem materie primă, adică gaz, oricum. Gaz ar fi, dar la prețul ar fi prea scump. Și așteptăm cumva să se calmeze și aici lucrurile ca să putem avansa mai mult. Următorul subiect, regenerabile. Știți că am aprobat regim cât de urgent posibil cotele încă în toamna anului trecut. 400 de megawatts pentru fie diferite tehnologii. ANRE a lansat concursul în primăvară pentru capacități mix și am avut un interes enorm. Deci dacă erau alocate 20 de megawatts, au aplicat aproximativ 120. Sunt și nemulțumiri că am decis totuși să le dăm la toți 120, însă am considerat că în situația de criză este mai bine să mergem așa și vom urmări cum se implementează aceste proiecte. Suntem aproape de a promova în sfârșit modificările la legea 10 pe regenerabile în această toamnă și să lansăm primele achiziții sau tendere pentru capacități mai mari în această toamnă și în primăvară deja să avem câștigătorii. Noi avem un obiectiv de a ajunge până la 30% de producere din regenerabile până în 2025. Cu ritmul care se mișcă acum piața, cred că este destul de realist. După ce am modificat legea cu privire la instalații pe acoperișuri fotovoltaice pe net metering, avem o creștere considerabilă, practic în luna august s-a dublat numărul. Cred că până la final de an vom avea o creștere de minim 300 de procente comparativ cu anii trecuți. Și vom investi și vom ajuta cât mai mulți, atât și mediul de afaceri, cât și casnicii ca să-și instaleze panouri fotovoltaice și alte tehnologii în timpul apropiat. Un subiect despre care, din păcate, se discută mai puțin la discuții despre energie este referitor la eficiența energetică. Noi, ca țară, cred că aici avem cel mai mult de investit și să reducem consumul cât mai mult. În mod special în sectorul rezidențial, avem un consum nejustificat de mare, tocmai din faptul că nu s-a investit la timp în izolările necesare ca să păstrăm și să consumăm mai puțin. Am lansat și o campanie de comunicare în această iarnă ca să reușim să reducem consumul. Vedem o descreștere dramatică, dacă vreți, a consumului de gaz pentru luna septembrie. Eu cred că ea este justificată, în primul rând, de tariful foarte înalt și după care de un comportament responsabil din partea consumatorilor de gaz. Dar, cumva, discuția despre economisirea energiei trebuie să rămână în picioare încă mulți ani înainte. Ori
Sigur că mulți dintre dumneavoastră aveți mai multă experiență în domeniul dat, dar ce am reușit eu să înțeleg în această perioadă este că problema energetică nu se va rezolva în următorii 50 de ani nici într-un fel. Deci noi va trebui, deci prețul energiei va crește în continuare. Este clar că nevoile sunt mai mari, mai ales la pachet cu dorința de a decarboniza globul. Respectiv, unicul sau strategie sau așteptare este ca să se găsească acel nou echilibru pe piața energetică și acest echilibru trebuie, din punctul meu de vedere, să se găsească cât mai repede. Evident că nu vom decide echilibrul la Chișinău sau poate nici în România. Sunt alți factori care îl influențează. Dar odată cu revenirea la echilibru, va trebui să revedem toată strategia pe domeniul energetic, așa ca să luăm decizii cele mai bune. Și, în final, noi la Minister lucrăm la strategia energetică a țării până în anul 2050. Până la final de an avem ca obiectiv să facem public conceptul inițial a strategiei. Vă încurajez pe toți să participați. Noi, cu mare drag, vom auzi toate opiniile. Și cumva vrem să avem un document de politici clar care să ofere predictibilitate inclusiv mediului de afaceri din acest domeniu. Și acum, chiar la final, avem 6 luni de iarnă pentru toată zona. Văd mulți colegi din domeniul reprezentanța companiilor locale. Va fi o iarnă complicată, din păcate nu cred că este cineva care poate să ofere răspunsuri clare cum se va întâmpla, dar împreună, solidar, va trebui să trecem peste ea. Și din start vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care îl acordați, inclusiv statului, dar și mediului de afaceri și casnicilor, pentru că toți înțelegem, în cazul Moldovei, diferența este că din discuțiile pe care le mai am cu colegii din zona europeană, problema energetică este o problemă de security of supply, tehnic, interconectări și așa mai departe. În cazul Moldovei, problema energiei devine încet, încet o problemă socială, nu o problemă de interconectări, de supply și așa mai departe. Și această problemă socială este influențată de tarife. În primul rând, deci de asta vă rog să fim înțelegători în perioada următoare și să putem depăși împreună. Aveți tot suportul din partea mea, chiar dacă nu tot timpul ne înțelegem, dar eu încerc să cumva să găsesc mijlocul de aur. Vă mulțumesc și un eveniment frumos în continuare. Mulțumesc. Dacă aveți o întrebare pentru domnul Spânu, acum este momentul să o ridicați. Întrebare, un comentariu. Dacă nu aș avea eu o rugăminte, poate două vorbe despre perspectivele unei colaborări cu România pe zona de stocare a gazului sau poate și cu Ucraina. Depogaz spunea zilele trecute la o conferință de-a noastră că sunt niște discuții, dar nu știu încă cât de avansate, cât de curând ar putea fi ceva concret. Da, eu am uitat să zic ceva. La prima mea vizită în România pe domeniul energetic, am zis că companiile din România trebuie să fie mai curajoase în a veni pe piața din Republica Moldova. Și am văzut un pic de curaj la BRM și cam atât. Vă rog mult să încercați să fiți mai prezenți. Acum, dacă discutăm despre depozit, evident că noi ne dorim să depozităm, iarăși să diversificăm și depozitarea gazelor. Din păcate, Depogaz are anumite limitări la depozitare, pe lângă faptul că au limitări la cantitate. Doi, au și limitări la extragerea gazului din aceste rezerve, ținând cont că pot scoate doar capacități destul de mici și dacă depozităm totul în România, s-ar putea să nu putem să-l scoatem de acolo într-o perioadă scurtă. Respectiv, eu cred că și România trebuie să investească mai mult în infrastructură. Mă bucur să citesc știri referitor la noile proiecte de deschidere pe extracții noi de gaze, dar și, din ce înțeleg, și pe stocare, la fel se încearcă să se investească ca să crească capacitatea de extragere a gazului din depozit. Ucraina a fost zona prin care s-a tranzitat cel mai mult, sau probabil unica zonă prin care s-a tranzitat gaz
pentru Moldova au capacități de stocare extrem de mari, inclusiv cu capacități de extragere aproape suficient de mari ca să asigure țara noastră. Sigur, vorbim în Ucraina acum despre un risc de siguranță a gazului, că dacă ajunge și este bombardat zona sau sistemul de transport, nu e clar dacă putem să-l scoatem, dar tehnic Ucraina este mult mai pregătită pentru astfel de tranzacții. Cred că în curând vom avea așa numitul backhaul care să ne asigure un transport mai eficient a gazului, inclusiv stocarea. Din câte cunosc, domnul Ceban poate să confirme, astăzi s-a făcut un prim test pentru tranzacții de tip backhaul cu oprirea gazului în Ucraina. Respectiv, asta la fel deschide și alte oportunități pentru transport de gaze prin Moldova și stocarea lor, fie în Ucraina, fie în România. Deci noi analizăm toate aceste oportunități. Noi suntem o țară mică, cu inimă mare, dar avem nevoie nu atât de mult nevoie de gaz, adică cantitățile nu sunt la fel de mari cum pentru alte țări. În același timp, odată stocat, noi trebuie să fim siguri că putem să-l scoatem oricând avem nevoie. Ori incertitudinea pe care o avem acum ne forțează să avem această abordare. Chiar dacă eu personal mi-aș dori să stochez cât mai mult în România. Trebuie să fie mai multe surse oricum. Mulțumesc mult. Cred că Cristian Tarnăsvici avea un comentariu sau o întrebare. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule ministru. Cristian Tarnăsvici, Kawasaki. În finalul prezentării dumneavoastră ați menționat că lucrează la o strategie energetică până în 2050. Ați menționat problema gazului, dependența, problema producerii energiei electrice. În această strategie aveți un capitol care să se adreseze energiei termice, respectiv încălzirii urbane? Cam care ar fi direcția strategică a guvernului privind această problemă pe care o știm bine că este și în România? Mulțumesc. Eu am încercat să abordez subiectul dat cu colegii din România, să încercăm să învățăm de la ei mai mult, dar mi-a zis sincer că nu prea avem ce învăța și cam suntem la același poate nivel. Poate să nu o luați. Da. Suntem cam la aceeași etapă. Da, noi ne dorim să dezvoltăm sistemul sau sistemele centralizate, în mod special în Chișinău și Bălți. Pentru Bălți suntem, cred că, mai avansați și pe tehnologie. În același timp, pe Bălți avem o problemă cu combustibilul alternativ. Ori, spre exemplu, Bălți la moment nu poate folosi alt combustibil decât gazul și trebuie de cumva de găsit o soluție ca să îmbunătățim. Se investește mult în punctele termice individuale, la clădiri și așa mai departe. Deci, cumva, Bălțul este un pic mai avansat. La termoelectrica, știu că sunt foarte multe discuții, dar și foarte multă corupție acolo și trebuie să o spunem deschis. Va lua un pic de timp să curățim, în primul rând, actorii care participă la reabilitarea sau au participat pe parcursul timpului la reabilitarea termoelectrică, în mod special. Avem și arestări acolo și eu cred că eu nu mă ascund să spun lucrurile așa cum sunt. Pe termoelectrica, împreună cu Banca Mondială, se analizează la moment și va fi realizat un studiu de fezabilitate pe ce tehnologii putem să mergem în continuare și suplimentar să investim și în sistemul de distribuție a încălzirii termice. Ce credem noi? Credem că trebuie să creștem calitatea serviciului de încălzire termică centralizată pentru a putea recâștiga încrederea, în primul rând, a clienților. Ori, dacă vorbim de Chișinău, foarte multă lume nu dorește să se conecteze pentru că a fost de proastă calitate și nu s-a putut, în mod special, regla la nivel individual, la nivel de apartament, casă. Anul acesta, prin decizia CSE-ului, am obligat mai multe instituții publice, în mod special, să se reconecteze la sistemul centralizat și la Bălți și la Chișinău, astfel ca să creștem sarcina, dar și cu generarea, producerea de energie electrică. Și încolo o să mergem. Noi înțelegem importanța și eficiența acestui tip de încălzire.
Dar, repet, încă este mult, foarte mult de lucru și da, și așa, cu un pic de răbdare vom ajunge să avem un sistem, poate de care să ne mândrim. Mulțumesc! Probabil inclusiv conversația asta va contribui de mai întâi la conclularea mai bine a strategiei și să continue da. Cu parte măcar pe care în strategie este compartimentul de încălzire termică, deci care noi am avut un exercițiu complex în care împreună cu comunitatea energetică, secretariatul comunității energetice s-au organizat, dacă nu greșesc, 6 workshop-uri pe fiecare din domeniul regenerabil, eficiență termică, electricitate, gaze și în baza acelui feedback care a fost obținut se face acel concept.